Salut, George, spune-ne în primul rând cât de mult îți plac mașinile. Salut! Nu am fost niciodată pasionat de mașini, să zic, dar îmi plac, mai ales când e vorba să-mi iau una, sunt atent la detalii, dar niciodată n-am fost unul care să investesc așa mult în asta. Spune-ne dacă ți-amintești care a fost prima mașină pe care ți-ai cumpărat-o și cam ce sumă de bani ai dat pe ea. Da, normal că mi-amintesc. Era un Mercedes alb, suma... Nu-mi place să zic, să vorbesc în bani, probabil undeva la 30.000, 30. Ce mașină conduci acum și de ce te-ai decis să-ți iei acest model? Păi dacă am început cu Mercedes și mereu mi-a plăcut Mercedes-ul, încă continui pe linia asta, n-am schimbat, am schimbat-o doar pe prima. Nu știu, îmi place interiorul, îmi place tot la Mercedes. Spune-mi, te rog, cine e mai bun șofer? Tu sau Ionuț Radu? Cred că amândoi. Ai fost vreodată pe vreun circuit să-ți încerci skill-urile de șofer, să faci anumite teste? Nu, n-am fost niciodată. Doar când eram mic mergeam în mașinile alea mici pe pistă și conduceam. Dar mi-ar place să fac asta, sincer, și probabil o să fac curând. Ce fel de șofer ești? Și dacă ai multe amenzi la activ până acum? Am ceva amenzi, sincer, dar nu le-am numărat și îmi place să am răbdare în trafic, să nu-mi pierd cumpătul, că e ușor să-ți pierzi cumpătul în trafic, mai ales în locurile unde se circulă mai agresiv, dar sunt un șofer cât de cât ok, să zic. Cosmin Contra te cheamă la echipa națională și ești la Oradea. În cât timp parcurgi cu mașina această distanță? Probabil 7 ore, dar dacă domnul Contra îmi zice să mă grăbesc, probabil am să încalc niște reguli și am să vin în 5 jumate. Urmărești Formula 1 și dacă ai vreo scuderie preferată? Sunt fan Hamilton, chiar dacă nu prea urmăresc Formula 1, îmi place să văd realizările pe care le are Hamilton. Ce mașină preferi, manuală sau automată? Automată, normal. Diesel, benzină sau te-ai gândit poate și la un model electric? Mai nou electrică? Nu m-am gândit, dar cred că benzină. Ți-ar plăcea ca în viitor să ai mai multe mașini? Păi o colecție? Probabil o să am, nu m-am gândit la asta pe viitor, sincer. Dar cu siguranță voi avea și voi schimba mașini. Limuzină sau mașină sport? Mașină sport. Cine are cea mai frumoasă mașină de la lot? Cred că prietenul meu cel bun, Ionuț Radu.